personaje care sunt trecute și considerate de noi greșit reîncarnări, sunt a unor fecioare care, ale unor fecioare care au căzut victimă unor situații, iar ultima reîncarnare, nu reîncarnare, ultima transmitere a spiritului, a fluidului, este a lui Charlotte Corday. Este singura femeie care s-a lăsat închisă la Bastilia și desenată. Ultima încarnare a fost? A șasea încarnare a spiritului. Despre Iulia vorbesc. Despre Iulia vorbesc. Da. Deci, toate au fost fecioare, toate au căzut victimă oprobiului societății. Și-au murit tinere. Și-au murit toate tinere, toate virgine. Iar ea are o piesă superbă, nu știu cine ar avea puterea să se încumete, să o termine. Este de fapt viața ei. Iulia n-a avut iubiți, s-au speculat, a apărut istoria hazlii a literaturii, că vezi cu Ionescu John, la la la. Și bineînțeles că a atras asta. Iulia spune la un moment dat, Erina, ce ne pas moi. Deci Erina nu sunt eu. Cine era Erina? Erina era o poetesă care s-a luat la întrecere în compunerea poeziilor, cum se întâmpla în Elada, și s-a îndrăgostit de rivalul ei. Și a preferat să se, chiar nu știu ce sfârșit îi dădea, dar se jertfea, adică renunța la titlul de glorie în favoarea lui. Și spune acolo, Erina, nu sunt eu Erina, dar mi-aș fi dorit să fiu așa cum o concep eu. Apropo de ce spunea doamna Crina, una din pe, la intrarea în castel sunt acei doi lei. Și apar pe una din ele, se spune așa: crede în Dumnezeu, crede în nemurirea sufletului, atenție, crede în darul comunicării cu cei duși. Nici vorba de spiritism aici, noi putem comunica cu entitățile și fără, exact, darul comunicării. Comunicarea este și prin apariția ei, cum a spus și doamna, și în cazurile relatate, prin auzi pur și simplu o melodie în castel, tot comunicarea este. Deci să facem o mică diferență între una și asta, dar o fac pentru telespectatori. Deci Iulia a transmis și sunt niște mesaje încifrate. Vorbește despre invocări, vorbește despre comunicări. Ea ne-a lăsat ce ne-a lăsat prin poezie, prin proză, prin absolut ce ne-a dat, nuvele, ne-a dat comunicări. Și ne găsim la nivel foarte înalt. Noi ne regăsim aproape fiecare în fiecare poezie, unde ne învață să iubim, să credem, să apreciem pe cei din jur, să ajutăm pe cei care ne ajută, să respectăm părinții și să înțelegem că pe lângă această lume mai este și altă lume. Unde ea spune, tata, sunt fericită, dar nu suport de nimic. Dar în discuțiile lor scrise, deci în această corespondență, care e întrunită în cartea făcută de Jenica Tabacu, doamna de la Câmpina, nu există nimic referitor la ideea de spiritism în cei cum ce... În... A, categoric nu. Da. Păi dar cum? Deci ea vorbește, îi scrie lui taică-s-o, taică-s-o îi scrie în limba română, ea îi scrie în limba franceză, decât numai probleme strict terestre. Da. Nimic din lumea de sus. Dar Iulia nu s-a ocupat de așa ceva, nu? Sigur că da, asta trebuie să înțelegem. Asta prin comunicările Iuliei, exact. Ea a scris despre lumile de sus în viață. Are câteva poezii despre stele, că o să cunoaștem enigmele cerului, enigmele planetelor. Și sunt poeziile. Deci spiritismul i-a extraordinară. Și nu ei. Ea a apărut în ideea de spiritism doar în acele invocații, în acele mediumuri pe care trebuie să înțelegem. Era masa aceea pe care se aflau hârtiile mari, cât o hârtie de asta de ziar, așa, și cu scrisul respectiv. A doi. Eu m-am uitat să văd cum arată. Cum arată și acele hârtii, cum arată și acele fotografii, adică m-am dus să le pipăi, ca nu cumva cineva să mă duc în eroare. Și când am descoperit legea pe care guvernul lui Tătărescu, prin care guvernul lui Tătărescu a interzis spiritismul, de atunci s-a terminat spiritismul în România, că luase un avânt. Ca și în America. Exact. Adică tot felul de pasări se interesau. În toate cinematografele se făceau spiritisme.
Deci, atunci. Atunci. Erau chemați, nechemați, toți făceau spiritism. Până în 1937. Perioada interbelică. Ce este interesant este că Hajdău a luat legătura cu aceste societăți spiritiste de peste hotare și mai ales că în ziare erau publicate articole. Ce se întâmplă? Erau foarte mulți marinari plecați. Erau familiile îngrijorate. Vin, nu vin, unde sunt? Respectivul care se pretindea că este iluzionist sau mare specialist în legătura, avea informatorii lui și spunea: oh, putare, te simt. Ori asta nu făcea decât cum se întâmplă și astăzi, din păcate, cu anumite curente. Adică în momentul în care exagerezi ceva, devii greu credibil. Și atunci erau informații, erau un război între acești iluzioniști. Uite, da. cutare. Vreau să vă aduc la cunoștință o chestie foarte interesantă. Acolo, la Botoșani, s-au născut 4, 5, 7 spirite nemaipomenite. Cine? Ionescu, Iorga, Unicescu, Ienescu, Lucian. De ce? E vorba de ceva care ține de spiritism sau de magnetismul pământului. Acolo, la Bistrița, sunt 19 persoane de rang superior aristocratic științific care au devenit membri ai Academiei Române. Nici o localitate din țară. La Năsăud. Nu, Bistrița. De la Năsăud sunt vreo 2. Ce credeți? La Câmpul Lung, Moșel, sunt 3 mari personalități. Da. E vorba de Petre Țuțea, e vorba de Ion Barbu și e vorba de Mareșalov. Deci, Ioana Antonescu, chestia cu spiritismul nu o ducem noi la capăt. Mai avem ceva să spun. De exemplu, Iulia, din modestie și din foarte mult profesionalism, să spun așa, în ghilimele, n-a vrut să semneze Iulia Hajdău. Tatăl ei, deci o dovadă în plus că ea avea o sensibilitate deosebită. Îi scrie tatălui și nu o să aflăm niciodată: nu vreau să semnez Julie, în primul că îi spunea, nu vreau să semnez Hajdău. Da. Că la umbra unui arbore puternic nu răsare altă mlădiță tânără. Deci ea nu vroia să fie sub fala tatălui. Ei, în contextul ăsta, Iulia îi răspunde la o scrisoare cântată, mi-a spus: uite, atunci să te numești, pentru că eu sunt Bogdan, fiul lui Dumnezeu, Tadeu, fiul lui Dumnezeu, în greacă. Așa, tu să fii Jules Dieudonné. Și Iulia îi scrie: niciodată nu o să fiu Jules Dieudonné. Mi-a venit o altă idee, într-un mod în care nu pot să mi-l explic, dar când ne vom vedea, îți voi povesti. Și numele ales era Camille Armand. Da. Și... deci, iată că ce au reușit la Chișinău să facă, au pentru prima oară, Iulia acolo s-a impus cu numele Camille Armand. Dorința ei. Iar în acel jurnal fantezist, jurnal vizionar, ea este în dublă ipostază. Deci, nu știu cum să-mi explic. Pe de-o parte este Camille Armand. Nu, la Chișinău... Îmi cer scuze, revenim după publicitate. Am revenit, Cristi, vorbeam despre castel, despre acest templu al Iuliei Hajdău. Da, eu aș spune, aș sfătui pe cei care se ocupă și nu vorbesc de istorici și de să studieze acest fenomen, pentru că în afară de faptul că spiritul Iuliei Hajdău a fost și este de fapt un spirit foarte înalt, ea are foarte multe lucruri să ne transmită. Nu știu câți au citit măcar această carte a lui Bogdan Percea Hajdău, dar ar trebui să o facă. De ce? Pentru că să viziteze acest templu și să viziteze inclusiv templul din cimitirul Belu. Pentru că acel templu, chiar dacă este un mormânt, transmite foarte multe mesaje în care fiecare dintre noi ne regăsim. Ideea este că ar trebui chiar, și cum spunea doamna Bocșan, nu știu Iulia cum își alege persoanele care să le ajute sub o formă sau alta, dar din relatările pe care le-am, inclusiv din familia mea, Iulia Hajdău apare în momentul în care se petrece ceva, adică ai un examen foarte, foarte greu și pur și simplu ai posibilitatea să te blochezi, exact. Ai o problemă majoră de sănătate. Pur și simplu, chiar dacă nu auzi vorbind, o simți.
Ea are o energie aparte, mai ales cei care sunt apropiați de ea, cum spuneam, această persoană care e foarte apropiată de mine și știe și poate să povestească mult mai multe. Să nu se sperie cine merge sau simte ceva sau în castelul de la Câmpina, pentru că aceste entități, aceste spirite sunt spirite foarte înalte. Ele nu vin să facă rău, ele vin să ne ajute, să ne informeze și să ne arate, chiar dacă am greșit, să ne arate o cale mai bună. Pentru că, încă o dată, o singură poezie luată la întâmplare de la Iulie H2, ne regăsim 10% în ea. Deci a avut o misiune, nu știu dacă a avut o misiune pur și simplu să liniștească pe tatăl care a fost devastat după moartea ei, dar cred că a avut o misiune la nivel major, nu la nivel individual. Cred că ea, prin ceea ce ne-a transmis, prin suferința ei, pentru că ea vorbește numai de iubire. A spus să facem, să credem în Dumnezeu. Deci nu ne-a învățat să ne jucăm cu paharele. Deci ne-a dat niște lucruri. Deci asta să înțeleagă telespectatorii. Că Iulia este prezentă și cum noi ne-am obișnuit să nu credem telespectatorii că eu o fac pe Iulia H2 sfântă. Doamne ferește! Ea este un spirit înalt, un spirit al cunoașterii și un spirit al științei. Nu un sfânt. Ea ne poate ajuta la nivel, cum spunea și domnul Coloșencu, ne spunea că ne ajută în mod deosebit la nivel material, pentru că suferința este a trupului. Eu vreau să vă spun că în urmă cu 50 de ani și mai bine s-a introdus în facultățile de filozofie un obiect special, filozofia minții. Ce este mintea? Da. Mintea este spirit sau materie? Deci, practic, în ceea ce ne privește, la ora actuală, și din punct de vedere filozofic, și din punct de vedere științific, ideea de spirit există și pe asta trebuie să mergem în continuare. Pentru că ce se moștenește de la predecesori? Spiritul. Restul e lut, e pământ, dar spiritul acesta înalt, cum spuneați, practic, este de o înălțime tulburătoare de fenomen. Noi nu ne putem aduna decât în jurul acestor spirite. Și vă dau un alt exemplu. Acolo la Câmpina există acest templu. Acolo sar mise ghetuza, există un alt templu. Iar acolo la Târgu Jiu există un alt templu. Este templul lui Brâncuș, este templul lui Decebal și templul lui H2. Deci avem un triunghi. Ce există în creștinism decât triunghiul divinității? Ce înseamnă triunghiul divinității? Înseamnă pentru noi ceea ce toată lumea spune Dumnezeu, dar cuvântul Dumnezeu e format din două cuvinte, din Domnul și Zeu, din Dominus și Zeus. Deci spiritul există și trebuie să-l controlăm. Păi Iulia, chiar în legea filozofiei, mai lungă, nu o să o citesc acum, spune așa, că nu vrei să crezi, atunci nu poți să vezi. Sigur. Așa este. Deci sunt niște lucruri extrem de interesante. Deci este foarte interesant faptul că întotdeauna acolo unde este suferință, un copil practic, a murit un copil, suferința și mai mare pentru părinții, pentru că era un copil genial. Deci iată că de câte ori este suferință sfâșietoare, ea acționează, vorbind din punct de vedere spiritual, precum un motor. Deci de aici se întâmplă lucruri. Practic, după o durere de genul acesta, după o suferință, după o trecere dincolo nefirească, apar elemente care în viețile celor care rămân încep să producă niște transformări foarte mari și practic viețile lor nu mai au cum rămâne la fel. Chiar dacă cei care nu trec prin acest gen de suferință au tendința să spună că poate, sigur, au devenit prea preocupați de lumea de dincolo, atunci când, din păcate, ai îndestin să treci printr-o suferință atât de mare legată de trecerea unei persoane dragi și mai ales în cazurile acestea de morți premature trecute dincolo, se întâmplă acest gen de transformări foarte mari. Se întâmplă și comunicări cu spiritele celor decedați, dar nu sub formă de spiritism, exact cum spuneam. Deci comunicarea dovezi. Aceasta prin iubire, protecție de dincolo și așa mai departe. Sunt dovezi, deci nu putem nega fotografiile care există. Nu putem nega fotografiile făcute pe alb negru, în general se fac pentru acele forme ectoplasmatice. Nu putem nega așa ceva. Deci ceva există, aparatul anuminte, ochiul ăla.
Deci apar, sunt o mulțime de materializări în toată arhiva, și vis-a-vis de Iulia Hașdău și vis-a-vis de alți, Alen Kardec și alții care au studiat. Deci nu putem nega un lucru care există. Da. Că sunt acele forme materializate cu ajutorul minții noastre sau cu ajutorul mediumului. Ok, dar există ceva? Ați pronunțat numele Kardec. La Perla Șez, unde se află mormântul lui Kardec, eu am trecut pe la cimitirul acesta din Paris, ce credeți? Este singurul mormânt care are de fiecare dată nu o floare, două, ci, cum îi spune, plin de flori. Toți care trec pe acolo lasă simt câte o floare. Simt nevoia să... Kardec, care a întemeiat spiritismul. Știți? Da. Spunea Iulia, moartea este o eliberare pentru sufletele iubitoare și care înțeleg idealul tinzând către o viață mai bună. Deci, mie mi se pare că asta ar trebui scris la intrarea în cimitir. Speranța că niciodată nu se sfârșește ceva, că tu ai o datorie de împlinit sub altă formă. Este un optimism, asta încerc eu să... Trebuie menționat un lucru. Ea a fost bolnavă de ftizie, deci de tuberculoză, iar ce mi-a spus mie aici, ce ați rostit aici, este de dinainte de a se îmbolnăvi. În ședință de spiritism, ca să nu spunem că este datorită unei boli. A, nu, e o suferință. Păi nu, la monument, la templu din Belu, scrie clar, moartea e viață, nici un regret. Sigur, și are poeziile acelea superbe, Salcia, care într-adevăr este viață după viață. Deci... Mesajele ei sunt cât se poate de clare pentru cei care doresc. Dar trebuie reținut un lucru. Nu toți au spirit. Mai trăiesc și mulți cu jumătăți de spirit, cu sferturi de spirit. Ce li se transmite? Ce filon au? Ce legătură au? Adică spiritul nu este la îndemâna oricui, că al minteri, hai să fim serioși. Dar nu în sensul strânt de spirit, ci de existență spirituală. Asta e. Existență spirituală. Existență spirituală care continuă. Adică un univers, un univers în care spiritul domnește. Știm ceva despre aceste încarnări despre care Iulia Hașdău vorbește tatălui ei? Cele șase despre care... Deci toate așa au sfârșit. Deci erau tineri, erau fete tinere? Fete tinere. Toate până în 18-19 ani, toate virgine, toate... Cam cu aceeași suferință, Marte. Cu aceeași suferință, da. Bine, nu au murit toate de tuberculoză, dar... Cam se apropiau de Iulia destul de mult, ca destin. O interpretare era, de pildă, că ea a suferit de plămâni pentru că avea de plătit o rădăină. Deci este cea femeia care l-a junghiat în baie pe... Da, dar știți că dacă mergem pe partea karmică, plămânii sunt comunicarea. Exact ce a făcut ea. Da, da. Deci ce se spune doamna Bocșan? Că plătea ce? Că se plătește, deci mai ai ceva de... Dar ea a vorbit despre ceea ce avea de plătit? În Sicogito. Deci în Sicogito capitolele sunt foarte distincte. Deci în capitolul, dacă nu mă înșel, capitolul cu somnul și sufletul, dacă nu mă înșel, este ce spune doamna Bocșan. Pentru că ea are niște lucruri foarte interesante. Apropo de acest Sicogito, dorința mea, la un moment dat, ca să fie pe înțelesul tuturor, ar fi ca cineva care este în temă, eventual filozofie la bază să aibă, să explice și să redea sub o formă reactualizată, modernă, a textului, pentru că Hașdău scrie mult, vorbește mult, nimeni nu are timp să citească. Eu am stat de vorbă cu un paranormal și l-am întrebat. Ce vă spune, domnule paranormal, comunicațiunile de la Hașdău? Zice, nu ține de noi. Atunci de cine ține? E cu totul altceva. Paranormale n-au interpretat niciuna dintre comunicațiunile pe care le-a avut Hașdău. Cred că un paranormal trebuie să facă asta. Sunt două lucruri diferite. Deci asta este pur și simplu știință. Hașdău, apropo de ședințe, cum se desfășurau, erau acele coli mari și Hașdău de la bun început nota pe scurt
ce scria lăbărțat. Deci mediumul cu ochii închiși scria... Păi ce rău, îmi pare că nu am adus lumină. Scria pe întuneric, că înăuntru nu era lumină în camera aceea obscură. Eu am rezervele mele în legătură cu... Nu se petreceau numai în camera obscură aceste întâlniri. Aici pe... El așa spune că... Așa, da, ăsta este scrisul, dacă se poate vedea. Cam așa. Iar HD avea grijă ca imediat să scrie legibil comunicarea respectivă. Se poate? Cred că acolo se vede... Da. Tu aș trage ca o concluzie, cum să spun eu, niciodată nu trebuie forțată mâna destinului. Să lași lucrurile să curgă și în momentul în care ai înțelepciunea să pricepi sensul, atunci e bine, adică să te adaptezi. Și Iulia și Bogdan au fost determiniști. Deci ei au spus clar, soarta mea este trasată, trebuie să-mi urmez calea. Dumneavoastră vorbiți de destin. La greci erau două destine, destinul colectiv și destinul individual. Asta, exact. Deci destinul familiei Hașdău a fost Iulia. Cu ea s-a încheiat o întreagă încrăgnătură de generații. Ea a fost punctul final. Deci ea trebuia să răspundă pentru toate generațiile anterioare. O concluzie, Cristi. O concluzie. Ar trebui să ne aplicăm mai mult spre acest fenomen, fenomenul Iulia Hașdău, și să căutăm să ne înțelegem prin Iulia Hașdău. Și Iulia Hașdău întotdeauna va fi lângă noi, întotdeauna ne va susține și ne va ajuta să înțelegem mai bine ceea ce a vrut să ne transmită. La un moment dat, în revista asta, am publicat impresiile celor care au venit la casa Iuliei Hașdău. Și spuneau, simt aici că mă liniștesc, că sunt ocrotit, că dispar, adică își pierd din valoare informațiile false. Da. O energie extraordinară. Benefică. Și benefică. Și, întâmplător sau nu, foarte multe cazuri, când la casa Iuliei Hașdău de pe strada franceză, veneau persoane, vedeau epigia, acolo s-a născut. S-a născut. Și pe urmă copilăria de la 4 ani a făcut-o pe dealul arhivelor, adică unde este Parlamentul acum. Poate cu altă ocazie, când o să apară cartea, poate voi povesti cum s-a pus placa la Paris. Pentru că după Revoluție, sau ce a fost, din partea unui scriitor am fost trimisă cu documentare. Mai fusesem și eram surprinsă că eram ca rătăcită, eram cu soțul, n-am realizat nimic. Îmi spunea, unde se plimba, ce vrei să faci? Nu reușeam. Când am fost singură, în primul rând că am avut senzația că mă duc în locuri foarte cunoscute, dar Iulia în Paris a stat la 4 adrese diferite. Întâmplător, termin imediat, am deschis exact ușa care trebuia, pe San Sulpice, număr 14. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, un destin cu totul și cu totul special și iată de multe ori, exact cum spuneam mai devreme, în situații de suferință apar lucruri cu totul și cu totul speciale. Așa este viața, iată că putem înțelege multe lucruri și putem evolua și din astfel de situații și care sunt dublate de acest gen de experiență. Vă mulțumim foarte mult, ne revedem și sâmbăta următoare. Noapte bună!